Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Damas y Caballeros, welcome to the National Museum of Union. Avem plăcerea de a vă prezenta, cu ocazia Festivalului Roman Atulum, o expoziție pe care colegii mei au gândit-o și au așezat-o în aceste vitrine. With the sixth edition of Roman Festival, Apollon Roman Festival, we organized an exhibition especially for this event, for the festival. Ele arată așa cum arată, datorită muncii domnului Dan Angel, restaurator al Muzeului Național Unirii din Alba Iulia. All these exhibits look like you see them in very good condition due to the efforts of our colleague Dan Angel, restorer in our museum, National Museum of Union. Pentru că cele mai multe piese au fost descoperite întâmplătoare, iar până au ajuns la muzeu au suferit degradări regretabile. Many of these exhibits had suffered during years. They are fortunate discoveries, most of them, and only in the museum they were recovered and restored. Astfel vă expunem niște piese cu valoare istorică, dar vă expunem și munca unui restaurator. It is an exhibition with a historical, certain historical value, but it speaks also about the work of a restorer. Despre ce este vorba mai exact, am să dau cuvântul colegului meu, Dan Angel, cel care a gândit și a restaurat aceste piese. For details, Dan Angel will talk about what you can see here. Mulțumesc domnului director pentru cuvintele frumoase despre munca mea, dar munca mea este prea puțin importantă față de valoarea pieselor pe care le avem în față. He's modest. Yes. Expoziția este formată în mare parte din descoperirea de acum urmă cu trei ani. The exhibit presents many pieces, many exhibits from discoveries 3 years ago. Doar alte trei piese provin din colecția de bază a muzeului, descoperite câțiva ani în urmă. Only three other exhibits here belong to another discoveries from many years ago. Care s-au dorit să completeze gama momentului roman. And they complete our collection of Roman equipment existing in the museum. Piesele sunt parțial restaurate, dar procesul va mai continua timp de câțiva ani, precum și cercetarea lor în vederea publicării. The exhibits are only partially restored. The restoration will continue in the following years. Also, the research process will continue. The publication will continue in the following years. Se pare că ne aflăm în fața descoperiri de armament roman, care importanță din Europa după cea de la Cortrage Hall. We consider this particular discovery from Vinerea as the second one in Europe after the Cortrage discovery. Cortrage Hall. Yes, but Cortrage Hard a fost importantă pentru descoperirea de Lorica, aceasta este importantă pentru descoperirea de cărți și Taina Company, subvarianta Hebron. The Cortrage Hard treasure is important for Loricas, for armor, but this particular discovery is important for helmets. Și pentru ce? Helmets especially. Dar expoziția conține și alte piese care ne arată viața legionarilor. Pe lângă armament. Beyond the shields and the spears and so on, we have other discoveries speaking about the Roman life, the Roman military life. Aspecte privind activitatea legionarilor ca și constructori de castre și drumuri. Their activity as workers, as constructors of bridges, roads, agricultural activities that we can also witness, we can also see
on Trajan's column from Rome. Și elemente personale. And personal belongings. Like razors, knives, so on, so on. Okay. Nevertheless, we also have a lot of pieces, a lot of exhibits. Care aparțin atât trupelor de cavalerie, cât și arcașilor de origine palmiriană. That belong to archers, to Palmyrian archers, especially. Și vă mulțumesc. El se în premieră. Da, da. Piesele, da, sunt pentru prima dată expuse publicului. It is the first time when the public can see, can witness this exhibition. It's the first time we exhibit everything that you see in these windows, except one helmet, which was the exhibit of the month in 2017, I think in the summer. No, just 1 year ago, in the fifth edition of the festival, but the rest, all the exhibits are exposed for the first time. Thank you.